Da, așa este. Niciodată meciurile amicale sunt meciurile amicale, meciurile oficiale că se joacă cu puncte, se joacă cu totul, cu totul și altă ambiție, mult mai determinate și normal să vrem să ne câștigăm punctele, mai ales că am jucat acasă. Cel mai s-a văzut, vreau să felicit în primul rând fetele pentru acest meci extraordinar, pentru determinarea, dăruirea și ambiția din teren, nu numai astăzi, și meciul cu Romanul și meciul cu Clujul. Au fost extraordinare și le mulțumesc din suflet și să sperăm să continuăm tot așa. Mulțumesc publicului care a fost alături de noi astăzi și ne susține. Tot timpul sperăm și la meciurile viitoare să-i avem. Chiar dacă am avut un avantaj, să spun, de 3-4 goluri, s-a văzut oboseală. Pentru că ultima perioadă, două meciuri foarte grele, două deplasări foarte, foarte lungi și suntem o mână de fete, să spunem așa. Am reușit să aducem 7 puncte la Craiova. Da, ce s-a întâmplat? A fost un timp destul de scurt de la ultima înfrângere cu Corona și ați adus... Da, mă rog, am mai vorbit cu fetele și au vorbit și ele între ele și am spus că nu asta ne este valoarea. Și trebuie să arătăm ceea ce putem. Trebuie să jucăm la maximul ce putem și să arătăm că suntem jucătoare de valoare și că merităm să câștigăm și lumea să ne aprecieze. Forma bună a echipei a adus convocare la 4 jucătoare la națională. Da, sunt fericită pentru cele 4 jucătoare și le doresc multă boaptă, dar în același timp sunt și un pic, pentru că rămânem 9 fete, dintre care un portar, foarte puține, o să fie foarte greu, o perioadă, să spun, de 3 săptămâni de pauză. Fetele vor primi câteva zile bine meritate pentru că au nevoie de odihnă foarte multă și după aceea o să ne reluăm antrenamentele. Sper ca fetele care merg la rot să joace foarte bine și să câștige.